Da? Am ajuns. Bine ați venit. Ăsta cred că de cum s-a născut a început să bată. Dragi prieteni, am fost o clipă în visul toboșarului și vă invit acum și pe dumneavoastră. Dragi prieteni, bună dimineața! Sper că v-ați adus cafelele aproape și că sunteți deja în fața televizoarelor, pentru că începe în acest moment cel de-al doilea sezon de la Mic Dejun cu un Campion. Ei bine, vedeți că nu am tobe, n-am putut să fac mai rezonant acest anunț, dar am adus toboșarul cu mine. Se află aproape la Mic Dejun, invitat special, maestrul Lipan Țăndărică. Bună dimineața, bine ați venit! Salut, mâna, bine v-am găsit și sunt foarte, foarte onorat să fiu alături de dumneavoastră la emisiunea care sunt sigur că foarte multă lume o apreciază. Am văzut câteva din ele, m-am uitat de curiozitate. Mă bucur și că ați fost cu noi din când în când. Da, e un moment special și pentru mine, pentru că știu că până acum am dat zeci de interviuri și asta e un interviu la care am chiar emoții. Oh, asta e ceva nou. Păi, stați să facem așa, ați văzut că eu am încercat să vă impresionez. Acum e rândul dumneavoastră să mă impresionați. Vedeți ce fac acum? Fac loc pe masă ca să vă treacă emoțiile. Pentru că tot anturajul dumneavoastră m-a avertizat că atunci când vă relaxați și sunteți bine dispus sau câteodată singur, bateți în orice obiect. Și acum eu vreau, chit că nu e prea politicos, dar ne întoarcem în timp ca și cum ați fi acel Lipan Țăndărică de la... Bună dimineața! Stați aici să fiți martor, să vedeți ce face un maestru pe o masă. Acum trebuie să-mi bată ritmul în care vrea să fie discuția asta. Da, o să vă bat un ritm dobrogean, rugean para, iar după aceea o combinație de ritm din șapte optimi, care este un ritm axac și se poartă în zona balcanică. Asta este 7-8-a și cântăm și o versiune bulgărească 7-9-8-a. Unde, 3, unde, de, 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 așa că acum să vină ceaiul. Ei, eu cred că... Astăzi și o limonadă Verona. Mulțumim, pe ritmul ăsta merge. Eu vreau atunci o limonadă Verona și un cappuccino. Un ceai, un ceai. Și tocmai spuneam că toboșarul care... A fost unul din care a dat ritmul, care a fost pe undeva și sacrificat în prima linie. Dar eu am avut nevoie de ritmul ăsta ancestral care m-a pătruns și care mi-a dat o și altă, care vă ține, și care vă o ține. Altă formă și o altă viziune asupra vieții. Dar vreau să vă întreb. Atunci, la 10 ani, la 13 ani, când v-ați îndrăgostit de muzică, de tobe, de acordeon, spunem tot undată, cum putea să încapă, mulțumesc, ritmul ăsta temperamental, extraordinar, dumnezeesc, pe care l-ați dus de 50 de ani pe scenă, cu ritmul ăsta? Ceaușescu, asta. La concertele care le-am avut, îmi amintesc cu mare drag cum scaunele din primele rânduri din spate veneau în față, toată lumea era în extaz. Și strigau, într-adevăr, Țăndărică, Țăndărică. Asta e o amintire care mi-a rămas plăcută. Și poate că a fost și o învățătură pentru mine. Totdeauna am încercat toată să ies prin public. Veneam de la Iași, cu Roșu și Negru, cu Nancy Brandes. Asta era sfârșitul anilor 70 în România. Și aici, 70-71, și se făceau galele festivalului rock. Se dădeau premii, se făcea un clasament. Și
Da, am ieșit toată la un asemenea concert unde, într-adevăr, se spărgeau geamă, nu puteți să vă imaginați. Țin minte că eram îmbrăcat cu hainele personale, nu, de scenă și mă înghionteau, mă trimiteau dintr-o parte într-alta, mă călcau, nu, nimeni nu... Și am spus, domnule, într-adevăr, vedeta ești numai acolo, pe scenă în care te eliberezi de tot ce înseamnă prejudecăți. Este foarte greu să-ți găsești nucleul acela în care să poți să devii, aș spune eu, liber, să te apropii de lumină și să ai o stare creativă care să-ți dea un sentiment de unic, aș spune. Dacă nu-l cunoști, nu se poate explica, chiar nu se poate explica. Ovidiu Lipan Țăndărică, care nu mai e făcut din carne și os, e făcut din aer, din suflu de la Dumnezeu, nu știu, și din muzică. Pentru că m-ați crispat un pic, ziceți undeva, și mi-a plăcut foarte mult definiția. Muzica e matematică atinsă de aripa dumnezeiască. Și mari matematicieni au avut întâi revelația, exact ca și în orice domeniu, când te apropii și ești, dorești din toți porii să faci un rezume a ceea ce înseamnă eu tău și să transmiți o stare care ție ți este benefică. Eu asta am încercat și în concerte. Totdeauna aveam senzația coloana șarpelui Iliade, că acolo este un flux, o ardere energetică care dacă o transmiți și am avut senzația asta că eram printre 10-20 câți eram pe scenă, că toată lumea se uită la tine. E un lucru senzațional să poți să acaparezi energetic o sală. Dar se uitau, pentru că eu, care eram un fel de outsider, deci oricum un începător în acelui gen de muzică, și mă uitam la ceas când făceați un solo și ziceam 5 minute, 7, 10, 16, nu se poate, cât o să mai țină, o să moară. Da, uite, mi s-a spus, da, domnule, să mor pe tobe, da, într-adevăr, când aveam 14 ani, 15 ani, aveam pulsul foarte mare și unii chiar au spus că ăsta într-o zi nu are acasă, adică e clar. Dar uite că mulți s-au mirat că am adus-o până acum la o vârstă care mie îmi face mare plăcere. Într-adevăr îmi trăiesc cu adolescență târzie și tinerețea mea care... Pot să spun, nu, că n-aveți această cochetărie. Veți împlini 62 de ani, mi se pare că pentru... Am împlinit 62. Deci v-a mai scăzut da, un pic. Scăzut. Da, merg pe 63, dar nu am... Adică m-a întrebat și acum cineva, domnule, ce vârstă aveți? Și am răspuns ca din pistol, 62. Știam că urmează, dar ce energie aveți, adică, da, e o stare, este ceva cu care te naști, într-adevăr, am mai spus-o eu. Înainte de a te naște, am știut totul, înainte de a mă naște și când m-am născut, am uitat totul și a trebuit să o ia de la capăt. Cum ați lăsat Iașul ăla dulce pe București, după aia pe Germania? Cred că e un lucru firesc să ajungi în locația unde există o televiziune, un radio, Atunci, pe vremea aceea, țin minte că veneam de la Iași toată noaptea cu vagonul de dormit și stăteam în hol, acum unde acum erau fotolii și am intrat să cunosc niște personalități și oameni de teatru și de cultură. Te simți acasă când auzi oameni și simți oameni care au o anumită cultură și o anumită formă de a transmite lucrurile. Începând de la Vasenica Tastaman, de la Amza Pelea, de la Ștefan Bănică, spuneți și pe Dispăruți, pe Cotescu. Mulți, Cotescu, am avut și o scenetă cu Cotescu. Cred că și cu Bocăneț l-ați apucat un pic, nu? Cu Adu Bocăneț, bineînțeles, cu Dăina Redința, făceam, avut seri frumoase. Tudor Vornicu, care ne-a apreciat foarte mult și ne-a dat o mână liberă acolo și ne-a propulsat. Aurora Andronache, nici dar sunt atât de multe personaje care ne-au... Spuneți pentru tinerii care se uită la noi, când facem această evocare,
trebuie să se știe că aveați 16-18 ani. 17-18 ani. Și atunci, sigur, că și pasiunea de a apărea și de a face, arăta lumii ce știi să faci. Am simțit totdeauna trecând în jurul dumneavoastră această dorință continuă de a fi în față, de a fi primul, de a fi în centrul atenției. Să știți că nu-i totdeauna bine. Adică eu spun și mai departe copiilor. Eu n-am spus că e bine, dar spun altceva. Pentru asta... Dacă te naști cu asta, trebuie să-ți duci golgole. Eu îți duci crucea și trebuie să fii tot timpul atât de prezent. Și ai... Nici nu vreau să vă spun ce stări... Și câtă energie se varsă în această ambiție. Pentru că așa trebuie, așa simt. Și aveam câte 3 concerte pe zi în perioada 70 și până în 77, după aceea cu Phoenix. Eram la fiecare concert, dădeam același randament. Încercam, cel puțin, să fiu într-o formă extraordinară și să las oamenii aceia care mă văd să le rămână pe retină o impresie a ceva ce n-au mai văzut și poate vreau să mai vadă. E un lucru care vine de la Dumnezeu, nu poți ca și... Lumescul ăsta te bagă într-o stare monotonă, rece, previzibilă, chiar în furca tuturor dușmăniilor, rivalităților. Absolut. Și sigur că e și manipularea și vorbim că eu n-am avut așa o copilărie extraordinară. Eu mor de admirație pentru acea bunică evocată. Da, bunica mea o sfântă, spun de fiecare dată, a fost o sfântă care a spălat ghinionul și lucrurile rele la câteva generații. La noi era casă deschisă. Cine intra era pus la masă, atâta știu să facă. La noi a fost o atmosferă foarte armonică cumva. N-am avut, nu s-a strigat, nu... Și m-au pregnat acei 7 ani de acasă în multiculturalitatea Iașului de atunci, realizați în cărcătura anilor 60, unde Jenica juca fotbal, stătea în poartă, o fată, Valerica a făcut dreptul și a învățat să bată la tobe cu mine. Dar fata Popi de ce voia să învețe acordeon de la dumneavoastră? Fata Popi a învățat acordeon și... Dar de ce? La ce îi trebuia? Nu știu, i-a plăcut să învețe acordeon. Și Popa știa asta? Bineînțeles, nu, era un lucru bine stabilit. Nu am intrat intrus acolo să-i arăt undeva pe ușa din spate să cânte la acordeon și poate eventual să mai aleagă ceva. Nu, nu. A fost un lucru foarte serios din care eu câștigam niște bănuți. Țin minte și acum, am predat metoda 1 și 2 de acordeon. Eu nefiind un mare virtuos la acordeon, dar uite că am intrat de multe ori în diferite forme de viață care mi-au deschis o anumită viziune asupra lucrurilor. De aceea poate că și privesc lumea prin alt punct de vedere. E mare lucru să realizezi și să ai o educație care eu țin cu tot din adinsul să fie cât mai mult promovată în România, ca oamenii, noua generație, toată lumea să aibă o inițiere în ce constă tot ce primesc ei mediatic, fast food-ul ăsta de zi cu zi, o chimeră, e o... Ei, acum sunteți pe mâini bune, nici nu vă las să vă lamentați despre media, suntem la micul dejun, nici n-ați băut din ceai, se va răci, eu v-am ascultat, n-am gustat din cafea, dar mai spun ceva și după aia beau puțin. Îmi place că m-a oprit la timp. Ei, vi se pare. Vă opresc când vreau eu, de fapt. Da. Pentru că ideea e așa. Am povestit de bunica, dar e o copilărie. Ziceți că acest păcurare al Iașului era atunci o meca a tuturor etniilor. Tatăl avea, că vreau să spunem și asta, întreacă. Spun eu repede și dumneavoastră opriți povestea și mai adăugați. Înțeleg că în anii 50 ai României, tatăl avea niște simpatii legionare care l-au costat mult. Da. A ieșit din închisoare când aveați 3 ani. Da. De fapt, fusese condamnat la 6 și a fost la canal și și-a mai restrâns pedeapsa. Da. Apoi a plecat la un moment dat prin 67, zic corect, da, sau 68. A plecat în Austria să-și ia o parte din moștenirea străbunicului meu, care avea niște fabrici de chibrite și astea, și verișorii și ceilalte rude sunt șef de barou, au la Viena, sunt avocați, profesori. O familie austriacă care, uite, s-a împărțit banii și el trebuia să-i aducă în România să-i schimbe Ceaușescu în lei. Exact, cu regimul Ceaușis făcuse această înțelegere, că va veni cu moștenirea, va schimba din valută în lei, ceea ce convenea regimului. Absolut, și dintr-o dată
a plecat mai departe în Suedia. Da. Deci Lipan, Lipan, Octavian, da, a plecat în Suedia și Suedia, acolo s-a și stins. S-a și stins, acolo da. Și-a și petrecut viața. Da, lângă Stockholm, Tumba, Sedertelje. Era foarte legat de biserică, de comunitatea românească, a fost foarte cunoscut și apreciat. Ei mei au dat divorț atunci, pentru că așa era situația. Da, era și o chestiune politică. Mama era foarte frumoasă, o brunetă, cu ochii verzi de șarpe, așa ieșenii care își aduc aminte. Și înțeleg că uneori cânta operă. Cânta și făcea solfegii în casă și prietenele care veneau și aveau... Erau momente frumoase, serate frumoase, era normal cu porțelanul de supă, cu tot tacâmul, cu tot ce era. Se încerca pe undeva o stare de bine. Nu mi-a lipsit nimic. Aici a fost foarte interesant, într-o atmosferă de un veac de singurătate, la Marchej, așa. În față stătea familia Lichtenfeld, în spate stomatologi, în spate Sonnenstein. Și toate sărbătorile, și aveam și greci, și armeni. V-am văzut acum cu stelul Enache, tot... Da. Vă duceți la microfon, mai ziceți un pic în armenește, ceea ce mi se pare... Da, cânt refrenele cu el împreună, acum o să... Îmi place foarte mult, pentru că e o limbă veche, e o limbă care are legături puternice cu limba română. Mulți se consideră români. Eu cred că toată starea asta și culturile care s-au întrepătruns au dus la un rezultat... vorbind acum persoana mea, care mi-a deschis, cum spuneam, o altă percepere, să umbli deschiși cu ochii deschiși prin lume și să simți, după atâta timp, am căpătat o anumită experiență în a simți energii bune, oamenii care vor să facă ceva. Și atunci m-am gândit, mi-am însușit așa o trecere de a lăsa gunoiul și tot ce nu-mi este benefic, să pot merge mai departe. Să mergem, pentru că toți suntem pe drumul muzicii și ați zis că v-a învățat viața să stați cu ochii deschiși. Ați stat cu ochii deschiși și în boxa aia. Da, a fost un moment unic. Marshall în care ați stat. N-aș vrea au scos să... difuzorul din ea, hai să spunem. Da, da. Deci nimeni nu vă mai leagă de roșu și negru, asta e clar. Deși ați cântat cu ei 10 ani. Da. Eu însă vă trimitam tot la Phoenix, tot
cu timișorenii. Am fost foarte îndrăgit, am fost primit cu brațele deschise la Timișoara. Bine, mi s-a oferit și acel cadru, începând cu Nicu Covaci, care a fost... Dar și Roșu și Negru v-a dat acest prieten neprețuit brandesc. Da, care... asta e spiritualitatea și umorul și autoironia, vă spun sincer, că au venit mănușe. La asta am crescut și m-au pregnat foarte puternic, asta este adevărul. Este mare nevoie să știi să... să analizez totul puțin și cu umor, pentru că de asta am și o vorbă care noaptea e neagră, ziua e plină de lumină, pământul trăiește dintre amândouă, de aceea nu uita să râzi. Noi avem chestia asta noi, dar cu timpul așa se pare că prin individualizare, prin a ne separa, prin a ne închide noi, nu tot ce aduce Occidentul, starea lui vitală este neapărat bun. E vorba de concurență, e vorba de democrația cu cele 10 părunci, nu fă celuilalt ce nu-ți place ție să ți se facă. Ei, iar capitalismul, de suet, cine se mai gândește? Absolut. Iar capitalismul, care trebuie să fii primul care să iei ceaiul. Da. Și atunci, dar cu un agreement și cu o anumită decență. Iar, hai să fiu eu prima care ia ceaiul. Suntem în anul 1977 al întunecatei României, în care Lipan Țăndărică, cel de 23 de ani și proaspăt însurat, culmea. Incredibil, da, și asta ați aflat. Totul ați făcut cu precocitate și de vreme așa. Da. Îi spune lui Nicu Covaci, care era deja o vedetă, adulat, venerat de atâta public: ia-mă și pe mine într-o boxă și trecem granița odată cu tine. În drum spre Timișoara, da. Eu multă vreme am crezut că asta e o mitologie creată după plecarea fenicilor. Nu, nu, și el mi-a spus atunci: stai liniștit că asta, asta o să facem, încercăm să vedem cum mâine, a doua zi. Noi aveam un concert la Polivalentă și a fost așa de bine gândită, chiar în momentul ăla, în noaptea aia, noi treceam graița. Sigur, să fii într-o boxă, fără haine, chiloți și într-un tricou, ca să deci nu... erați un tânăr în short, absolut, în spatele unei pânze negre. Pânze negre în care să nu se poate vedea când bagă lanterna sau asta, oricând putea să bagi o baionetă. Stăteam primul la intrarea noastră și mă luau dintr-o parte în alta, se așezau pe boxă și minte că stăteam cu umărul în gaură și dădea cu piciorul, da, și erau apustiu așa, niște... Se plictiseau, da, și loveau cu piciorul în... timpul ăla știi, și-am dat așa ca să nu să aibă loc. Sunt momente de cât unice. Cât aveați pulsul? 200 atunci? Nu, nu știu, aveam un calm, aveam o siguranță cum să iasă, nu știu de ce. Am fost sub o, da, asta o clotire. Asta e artistului, atunci când vine această credință, e artistului. Da, a fost atât de puternic influențată prin credință că uite că ne-a reușit. Din anturajul dumneavoastră am aflat că, deși sunt atâția ani de atunci, da, am aflat că erau 4 boxe mari cu 4 pasageri clandestini, da, da, burdușiți cu piei de lup, cu cârnați, cu șuncă. Asta a fost și mâncarea noastră pe drum. Asta era pentru, da, cred restul eu, pentru a deruta mirosurile câinilor, da, 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 clar. Da. Și în Austria am făcut primul popas, am stat pe teren neuntru între Iugoslavia și Austria, s-a pus un sigiliu, după, în sfârșit. Da. Nicu a fost ceva de o forță și de o stăpânire putere, de sine, stăpânire, da, de sine, el fiind în față cu un pașaport statelor, fără, da, cetățenie, da, cu încă un neamț care conducea mașina. Da. Și de fiecare dată ne băgam boxe câte 40 sau câte șuruburi erau, alea pe fiecare. Și după câțiva kilometri după ce treceam, iarăși poate, cred că avea sânge în palme și... Este pe mine momentul acela și tot ce s-a întâmplat cu viața mea este foarte, foarte adânc pregnată în mintea și în sufletul meu și cred că sunt lucruri care... făcute de un om care a avut așa o viziune, dar o viziune după... și o aură și un, da, noroc dumnezeiesc. Da. Care l-a dus aproape de mână spre muzică. Absolut, da. Și fiecare din noi, sigur, a participat că trebuia să existe unitate. Când se închide cercul și există o forță care te împinge înainte, nu se poate ca lucrurile să nu iasă bine. Zice că...
atât de complexă viața și atât de surprinzătoare, încât cearta ar trebui să dispară. E o chestie atât de neprevăzută și de temperamentală, da, și care de nu are niciun sens. Și care rupe niciun podurile. Sens. Rupe poduri, rupe legături între oameni atât de puternice. Și după aceea, după un timp, stai și te gândești, Doamne, ce am făcut? Uite unde am dus. Sau te montezi din ce în ce mai mult și îți creezi o stare că tu ai fost acela care ai dreptate. Este atât de relativă, da. E întâlnirea la mijloc. Și atât de fals și atâta pierdere de timp. Absolut. Ceea ce mi-a plăcut, deși acum vă gratulez cumva, dar vreau să spunem asta, în 92, când Covaci îndârjit s-a luptat cu Baniciu și trupa s-a făcut, s-a refăcut, s-a descusut, ați avut o replică memorabilă. Dragilor, v-ați certat, de acum nu veți mai avea timp să vă împăcați. Să vă împăcați. Da, da, da. De fapt, timpul asta e eu am rămas împăcat cu mine, cu simpatia și adorația pentru oamenii care au făcut ceva și care au fost alături de mine în viața mea. Pentru că singur nu o să reușim niciodată. Și în momentul ăla, foarte puțini artiști mi-au spus asta. Foarte puțini muzicieni sau artiști în general au recunoscut cu atâta simplitate că n-ar fi putut să facă singuri tot drumul. Mă bucur că ați spus-o. Este vorba de trăirea în comun, de unitate românească care dispare și devine o absurditate în momentul în care te întâlnești sau te auzi undeva pe o insulă sau unde ești în vacanță că vorbești românește. Unii mai și încearcă să se evite, știi? Adică nu. Noi ar trebui să ne punem foarte bine de acord cu ceea ce suntem și locul ăsta în care, minunat în care trăim. Și am spus-o de fiecare dată, România nu mai găsește în altă parte a lumii. Starea și energia și forța asta creativă, reactorul ăsta atomic de căldură sufletească, mai că acum vorbesc de Iași și de perioada care m-a pregnat, este imposibil să mai găsești undeva. Să spune că suntem latini, să spune că suntem, avem, ne întoarcem înapoi, am fost acum de curând la Samotrachi și am început să intru cu 2000 de ani înainte să văd acel templu de procesiuni unui popor religios și vechi, dar sigur, după aceea, ca monoteist, au fost getodacii care au venit mai târziu, acolo se făceau procesiuni cu anumită tentă, cu jertfe, cu... Noi trecem în timp și n-am învățat nimic, cred. N-am învățat nimic din tot ce ar trebui să înțelegem. Sau poate că nu vrem să înțelegem. Nu suntem veșnici. Când vedem că sunt aici prieteni, oameni care au făcut ceva, cu timpul dispar din viața noastră și te trezești, îți lipsește care ceva. Care ritm în visul toboșarului e acela în care se simte moartea mergând așa pe pernuțe? Care sunt titlurile, discurile în care v-ați gândit și la această doamnă neagră? Ea este prezentată în albumul Renașterea. Am făcut un videoclip la piesa aceea, Margareta, care este... Asta, Margareta, asta e preferata mea, deși clevetitorii spun că e cu Bregovici, de la Bregovici, cu sau fără. Până una alta, eu cu Bregovici v-am văzut doar zâmbind într-o poză. Nu știu dacă aveți litigii sau nu, dar părerea mea, în acest spațiu balcanic, care absolut, e o sursă extraordinară de energie și de oralitate, de tradiție, de folclor, că vine Bregovici, ia ciocârlia cum a făcut și este nimeni nu l-a tras de legitim. Legitim. Și iar Margareta asta cu Hopa am cântat și eu pe acasă, mă rog că nu m-a auzit Margareta nimeni. Are clipul, are o transmisie și e plină de mesaje. Acolo fântâna cu îngerul călător, avem Herufim, Serafim, niște sculpturi făcute de Marian Zidaru, Victoria care a ajutat la scenografie, la cum să arate acea plută cu... Știu, spectacolul mi-a plăcut foarte mult și îmi place această fuziune artei plastice cu lumina, cu sunetul, cu energia dumneavoastră, că ați trecut de la acel țăndărică ținut în sfor, cum îmi ziceau ieșenii și mi-au spus și acum, la
da. Seniorul care dirigează, patriarhul Și nu, că a fost ideea a fost și concepția, totul ce s-a întâmplat acolo, adică și chiar piesele alese și muzica. Și mi-a făcut plăcere să dau o bucată din perioada timpului aceluia și să mă revăd după aceea, să văd cum a fost. Dar să știți că mulți spun că putea să fie și mai bine, că nu sunt mulțumit. Vreau să vă spun ceva. Eu nu știu dacă sunt perfecționist sau nu sunt perfecționist. De fapt, nici nu știu ce sunt. Ideea este că mie, eu când revăd momentele acelea, îmi fac mare plăcere. Sunt momente în viață care trebuie să apreciate și nu să treci peste ele ca și cum nu au existat. Trebuie să conștientizate și poate că așa învățăm mai mult pentru viitor. Că dacă nemulțumirea asta veșnică pe mine mă surprinde totdeauna și sigur că trăim în momente speciale care depresia e foarte aproape, e depresia noastră. Știu. Și din bârfe, și din zvonuri, dar și din căutările pe care le-am făcut, că va duce înapoi energia, așa, câte o iubire, câte două iubiri, femeile pe care le aduceți în minte din când în când, în orice evocare. Și acum, vreți, nu vreți, trebuie să-mi răspundeți la asta cu iubirile, ca să nu lăsăm legenda pe jumătate, nu? Iubirea e să te îndrăgostești de ceva, poți să o faci și fără să-l atingi și fără să-l să ți-l apropii și să-l deformezi. Prietenii dumneavoastră spun că energia care vă ține atât de viu la 60 de ani vine din cucerirea perpetuă pe care ați exersat-o doamnele și domnițele. Nu cred. Eu cred că acolo e ceva pus din născare, ceva care, un cumul care încet încet ajunge la un mic stadiu de împlinire și de perceperea unei savurării unei perioade a vieții mele. Și poate că acolo e misterul, acolo este nucleul vieții tinerețe fără bătrânețe. Când ați început să faceți asta? Pentru că eu, privind ca un spectator atent din afară fenomenul Ovidiu Lipan Țăndărică, dintr-o dată sunt plăcut surprinsă de următoarea constatare, că un instrument prin excelență ritmic devine melodic. Și un vagabond al ritmului, acceptați-mă această... Absolut. Dintr-o dată... Senzațional, foarte frumoasă metaforă, da. Dintr-o dată conceptualizează și începe să înțeleagă ceea ce are de făcut. Dacă stai cu lupii, începi să urli. Dacă stai lângă Napoleon și
dorm cu el într-un cort. Deci ați stat lângă Napoleon. Pe undeva am stat lângă oameni care au avut o anumită cultură, oameni care pe mine m-au fascinat, instrumentiști care m-au pus în valoare, talentul meu au recunoscut și m-au pus în valoare și m-au lăsat să zburd în ceea ce fac. Și poate că și asta mi-e starea asta de libertate. Altfel aș fi fost totdeauna cumva atent să nu deranjez, să nu... Sunt într-adevăr, am o formă rebelă care mă... Care vine din primii ani. Păi, să mai spun niște secrete. Repetent în clasa întâi, nu crede în conservator, zice așa, păi ies 400 de la conservator, domnilor, doamnelor. Asta înseamnă că toți ar trebui să scrie muzică și nu e așa. Astea sunt rebeliuni ale unui... Nu, în momentul în care te deschizi și ajungi la... E și clar, e un har născut și ca să poți să te apropii de lucrurile. Sunteți credincios pentru harul ăsta? Am o credință a mea care o împărtășesc cu mine însumi și de a trăi bucuria dăruind, de a mă încărca prin a transmite o energie bună în jurul meu. Asta mă face să respir de fiecare dată un aer proaspăt și mă epuizez până la maxim. Am ajuns cumva la o tehnică de a mă epuiza și a lăsa tot ce am cărat cu mine o perioadă și a mă reîncărca iarăși cu ceva nou, care asta iarăși să-l dăruiesc la rândul când meu. Când lăsați totul până la capăt, cum sună? Cum? Deja știți sună cum e? Am nevoie de o jumătate de oră să pot să mă adun molecular după aceea. Cum e pe ritm? Arătați-mi un pic. Pe ritm, puțin pe ritm? Păi... eu sunt fascinat de ritmuri axace, ritme din, combinate, din măsuri mixte. Și acum o să vă cânt un ritm în 5 pătrimi și unul în 7 optimi. Da, aici. Asta e bucuria, nu? Asta e bucuria, nu? De la micul dejun. Și atunci, dacă îl ții ăsta, da, te duce... E și are o... sigur, cântat așa într-un ostinato, e o invocație. Eu cred că eu aș putea să exist numai în... și să pot crea. Am o... trăiesc o formă de claustrofobie creativă, spirituală. Nu pot să trăiesc numai în aer liber. Eu n-aș putea să... toată ziua mi-o petrec afară, în sub cer. Așa v-am și găsit, la poarta cafenelei, în soare, și pentru că ați venit așa elegant, ca un dandy zâmbitor, n-aș vrea să lăsăm deschis cercul, fără să se știe că ați făcut lucrurile până la capăt. Adică aveți și un fiu, da, Alexandru are 25 de ani acum. De ani, da? Cântă chitară rece? Sau cântă, de mai multe genuri de muzică, are sound-urile lui de chitară, a studiat la Enschede, în Olanda, vorbește olandeza perfect. Am înțeles că vorbește și engleza, chitară, și olandeza, și franceză. Și care o iubită româncă sau nu? Da, da, de ce nu? Să nu spunem deci, așa. Mă rog, nu de ce nu, asta, pentru că româncele sunt foarte frumoase și... da. Dar rămâne e un băiat cu un caracter deosebit și păstrează relațiile și are... Am moștenit undeva o parte bună, aș spune, și... Și a însușit să citească singur, de la 3 ani citea, 2-3 ani citea singur cărțile lui ca să împață, dar o energie bună de a învăța. Așteptați un spectacol împreună cu el? Eu l-am luat pe scenă la Balkan Explosion, a fost alături de niște muzicieni, udistul care vine din Cairo, din Bolivia, din... Am avut un concert mai complex și el a cântat acolo la chitară. După acel concert, sigur că s-a îndrăgostit de ud, acel instrument ca o cobză, l-am cumpărat de la udistul egiptean și l-am făcut cadou. Și de atunci a început toată nebunia cu tot felul de instrumente mai speciale, cu diferite sound-uri și se pare că în Occident sunt foarte apreciați. În momentul în care îmbin culturi și el a rămas foarte deschis la... Are prieteni din toate zonele, ca și mine de altfel. La noi lumea este foarte mică. Da.
Știu că ați cântat la Paris, într-o biserică evanghelică la toace, da. Ortodoxe. Asta, da, da, asta a fost un moment cultural de foarte pregnant, în care acolo, în perioada Robespierre, se întâmplau lucruri mai groaznice. Dar a fost un moment de mare forță spirituală. Cum îmi place mie să-i spun, cultură ecumenică. Da, care, uite, a fost foarte bine apreciat împreună cu expoziția unui prieten foarte bun din copilărie, care nu avem relații de zi cu zi, dar au rămas în timp, Cătălin Guguianu, băiatul lui Marcel Guguianu, da. Care, un alt mare artist, da. Și din noi din copilărie mergeam și băteam toacă la, de Paști, la Suceava, la mănăstire. Și stăteam cu el, fiind sucevean, cu mama lui, și cu, stăteam, făceam învierea împreună și am rămas așa niște momente, ca acum să vezi. Marian Zidaro a construit o toacă formidabilă, care este o sculptură. Da, știam despre ea, am și văzut, v-am văzut în fotografii cu toaca asta de autor, ca să zic așa, care am dus-o și la Stuttgart, la Festivalul Internațional de Turism, și acolo a avut succes. Încercăm să o scoatem la evenimente mai speciale. Vă provoc la altceva, la o profesiune de credință. Închipuiți-vă că în locul meu ar fi acum un aspirant. Nu știu când sau dacă se pregătește cumva undeva în România profundă un tânăr toboșar cu atâta geniu cum aveați dumneavoastră la 10 ani, la 13 ani. Știți, ce ar trebui să-i spună maestrul ca el să nu facă greșelile pe care alții le-au făcut? Cu asta aș vrea să... Să nu coboară niciodată mai jos decât trebuie, că va fi greu să se ridice iarăși. Constanta este extraordinar de importantă, nu numai la muzicieni, ci în viața de zi cu zi, în viața fiecăruia dintre noi. În momentul în care îmi faceți elogiile astea atât de frumoase, stau și mă gândesc cât va trebui să mă rog acum și să mă umilesc puțin, să pot să revin la o anumită energie constantă, care să-mi creez iarăși o stare. Eu sunt, de fiecare dată, încerc să evit elogiile și nu prea sunt eu... De ce? Ca să nu vă moaie voința, îmi dau seama, înțeleg asta. Nu numai de asta, dar totul trăiesc cu o senzație în spatele capului, acum iarăși trebuie să aduc jertfă. Eu nu consider că v-am lăudat, da. nici sunt n-am... Sunt foarte buni instrumentiști, să știți. Nici n-am încercat sunt să fac instrumentiști asta. Foarte buni și nu numai percuționiști. Bubu, care a venit acum, am înțeles că vrea să-și facă ceva. El, de mic l-am cunoscut, am fost împreună cu el și cu Mișu Cernea, cu tatălui, la Madrid, când a fost o mare gremie, o mare festivitate, unde a participat și Juan Carlos și s-au dat premiile sportivilor și oamenilor de cultură. Și a făcut un număr special cu trei toboșari, el fiind mai mic, știi, cu straiele noastre albe, îmbrăcați cu el. Le-am spus că a doua zi mergeam pe stradă, așa un impact a avut emisiunea, că lumea nu temea că asta e baterista care l-a văzut la televizor. Incredibil ce înseamnă și
spiritul ăsta de televiziune într-o țară în care educația de televiziune e cu totul alta. Nu vreau să aprofundez. Ei, deocamdată ați fost la TVR2, domnule Ovidiu Lipan Țăndărică, noi ne-am bucurat, sper că și dumneavoastră. Consider că sunteți un om fericit, aveți deja o stea pe Bulevardul Celebrităților, aveți un merit cultural în grad de ofițer chiar. Da. Nu știu ce v-ați mai putea dori. Ambasador la Ministerul Turismului, vedeți că m-am făcut și onorific. Da, așa, da. Mai putem, da. Lista e mai lungă. Am spus, eu când m-am dus în Germania și m-au pus să-mi dau un examen, că m-am spus că am venit în kilos, trebuia să-mi dau o categorie, da, da, da. Să știe, da, ce am, da. Nu aveam niciun act la mine. Și m-am dus la Düsseldorf și am dat un examen și să citești niște partituri din Hagiaturian, Dansul Săbilor, din Ravel, din aia, din... Și am primit cea mai mare categorie, cu o salarizare de vreo 6.000 de mărci, cum era acolo, și cu dreptul de a profesa. Și am dat și ore la școala de muzică în Osnabrück, de percuție, și dădeam și privat după aceea. Până la urmă, nu diploma aceea și nu premiile astea, astea sunt atât de... e un lucru frumos, e un lucru care te onorează, dar... om, să fii om și să ai omenie și să vezi unde este nevoie de tine, este cel mai important lucru, cred eu. Vedeți, de asta am adus în discuție toate aceste distincții pe care nu dați mulți bani, am înțeles. Absolut, tocmai ca să vă aduc la această mărturisire de final, tot ce vă doresc e, ca să răspund altei mărturisiri pe care ați făcut-o cândva, să vă mai curgă la fel mana, mi-a plăcut asta, da. Și să ne revedem, da. Cu bine. Mulțumesc pentru asta. Mâna. M-a onorat să mă... Ileana! Ne găsiți pe Facebook, da. Pe TVR HD, pe TVR Internațional, TVR Moldova și TVR Online. Da. Și vreau să vă fac și o mărturisire. Avem printre noi un coleg senzațional, un toboșar. Înseamnă minunat. Că ai priceput să zicem. Hai să facem o ritm împreună. Are o trupă de amatori. Dacă îți măsuri, îți plac măsurile mixte și astea să... Nu, noi cântăm așa, mai... Soft. Un rock mai soft. Din păcate e apa aici, dar... Dar să știi că sunt cele mai importante ritmuri care se cântă acum și se pot crea muzici diferite și progresive. 4-a, 4-a cu 2-a, 4-a. Adică 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,